antrenamentul ăsta este un antrenament necesar chiar și pentru meseria pe care am. Eu lucrez în domeniul piețelor de capital și cred că alergarea unui maraton te pregătește foarte bine ca investitor pe bursă din punctul ăsta de vedere, pentru că te disciplinează, te ajută să ai o mult mai mare răbdare. Și chiar s-a întâmplat ceva foarte ciudat. La început, când am făcut primele antrenamente, nu puteam să alerg mai mult de 5 km cu muzică în urechi și tot mă plictiseam. În momentul de față alerg fără căști și pot să alerg chiar și 30 de km fără să am nevoie de niciun fel de muzică sau audiobook sau orice altceva foloseam până acum. Mi-a readus pofta de a alerga. N-am alergat, au trecut cred că undeva la 2 ani când am alergat, de când am alergat ultima oară. Am făcut alte sporturi, dar în momentul în care am văzut acest proiect, am zis că mi se potrivește. Eu am încercat și anul trecut să alerg acest maraton, din cauza unor motive de sănătate n-am mai venit. Și a fost un lucru extraordinar să văd că există oameni care ne pot fi alături. Și marea noutate pentru mine este că am reînnoit prietenii pe care le-am avut de foarte multă vreme, cu lumea care se învârte în jurul atletismului. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva care să fie, să mă disciplineze. Am zis că maratonul e o chestie care ar trebui să mă provoace, chiar dacă eu nu sunt un mare fan al alergatului așa, de unul singur, cu o viteză mică. Și alergatul practic îmi dă disciplina asta, să alerg, să am un program și e foarte important asta pentru mine. Și în primul și în primul rând am un obiectiv. Dacă nu am un obiectiv clar, pentru mine e ușor să mă motivez să ajung acolo. Eu am făcut sport de echipă și diferența este că acum fac ceva numai pentru mine, atunci făceam pentru echipă și trebuia să ajut echipa. Tocmai de-aia, dacă o să reușesc să-l fac, o să fie pentru mine o victorie în plus. Vreau să văd dacă pot să-mi înving limitele și vreau ca fetița mea să poată să spună că mama aleargă la maraton. Deocamdată spune doar mama aleargă.